Dan Barbu e antreprenor și liderul unei asociații de servisuri auto. Spune că facturile tot mai mari la utilități îl obligă să ia în calcul o majorare a tarifelor. Este mai mult decât normal să creștem tarifele. Altfel, este clar că nu avem cum rezista în piață. Dacă utilitățile au crescut de 3, 4, poate și de 5 ori în anumite situații, vă dați seama că ne impactează foarte tare. Cheltuielile tot mai mari cu energia electrică și gazele naturale îi determină pe mulți manageri de firme mici și mijlocii să crească prețurile în perioada următoare, arată o analiză făcută de reprezentanții mediului de afaceri. Peste 80% dintre respondenți au spus că vor scumpi produsele și serviciile cu un procent cuprins între 10-30% sau poate chiar mai mult. De altfel, vedem aceste scumpiri deja la produsele de bază. Ne afectează, fiindcă și situația asta cu pandemia, așa, a mai venit și partea asta cu scumpirile, ne-am mai și îmbolnăvit între timp. Au crescut prețurile la tot, la toate, ajungem să trăim de azi pe mâine. Cei mai mulți patroni au anunțat deja că vor reduce sau amâna investițiile. O treime pregătesc concedieri. Sunt și antreprenori care vor închide firmele dacă prețurile majorate nu vor fi suportate de clienți. Oamenii ăștia vor fi nevoiți să crească în jur de 30%. Credeți că piața suportă o creștere de 30%? Nu. Vor fi nevoiți să închidă business-ul până când o să se repare sistemul respectiv. Prin noua schemă de sprijin care se aplică între 1 februarie și 31 martie, consumatorii non-casnici beneficiază de un preț plafonat al kilovatului, la 1 leu la energia electrică și la 37 de bani la gazele naturale. Reprezentanții mediului de afaceri cer însă guvernului să reglementeze piața pe întregul lanț energetic și să sprijine firmele mici, să dezvolte propriile capacități de producție a energiei.